Domnul. Amen. Înălțată să fie puterea Domnului. Recitesc ultima frază din versetul 24. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiu. Amin. Vei vi să vă reașezați. Cine dintre noi depune un efort fără să-și dorească să aibă efect cine merge 28, 29, 30 de zile într-o lună la locul de muncă, spunând, mă duc de data asta o lună și nu vreau nici un beneficiu salarial. Nu vreau să primesc salariu. Rar sunt cazurile acestea. Probabil că au profit din firmă sau din alte surse. Dar fiecare dintre noi, chiar toți, Întotdeauna când depunem un efort, ne interesează, în urma efortului pe care îl depunem, să avem un rezultat. Sfântul Pavel, cum spunea fratele Samuel, ia niște imagini din contextul contemporan de atunci, cum ar fi jocurile de obște, jocuri publice, în aer liber, cele mai multe dintre ele, asistate de oameni care să te cu sufletul la gură să vadă cine câștigă, și transmite niște principii pentru viața de credință. Acum să nu aveți iluzia că Sfântul Pavel ne spune să mergem pe o bandă, la fitness, la, da, sau sporturi de contact, să meargă la kickbox băieții, fetele să facă, nu știu, karate. Deci nu despre asta e vorba în text, da? Este vorba despre altceva. Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Și mesajul pe care l-am se intitulează Nu-ți rata premiul. Nu-ți Rata premiul. Vedeți, Sfântul Pavel nu zice: Sunt oameni dintre voi care, de când pornesc în alergarea asta, sigur, Dumnezeu nu vrea să le dea premiu. Prin antagonism, prin comparație inversă, Sfântul Pavel zice: Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar ei, în cazul lor, numai unul capătă premiu. În cazul vostru, creștini dragi, al nostru, al tuturor, alergați, dar în așa fel încât toți să căpătați premiul. Deci nu există o elită evanghelică, reformată, numiți-o cum vreți, despre care Dumnezeu zice pește, ai duc în rai, indiferent ce fac în viața lor. Consum alcool, tutun, țigară electronică, droguri, imoralitate, orice fac ei, la final cumva fac o artificiu spiritual, cumva învârt lucrurile încât obligatoriu îi vân în rai. Este teoria predestinării care este falsă. Sunt oameni care se culcă pe ureche și spun, păi eu nu voi fi mântuit pentru că nu vrea Dumnezeu. Sunt alții care spun, se culcă pe altă ureche și spun, păi dacă vrea Dumnezeu să mă mântuiască, eu pot să fac ce vreau, că până la final tot face cumva să mă duc în rai. Nu, ascultă ce zice Biblia. Mesajul lui Dumnezeu este următorul, alergați toți de așa maniere încât toți să câștigăm premiul. Cine vrea să câștige premiul să ridice mâna sus? Eu vreau din toate ei, mă ridic două mâini bătroasă. slăviți să fie numele Domnului. Nu-ți rata premiul. Să fii umblat la biserică zeci de ani. Să fi derulat momente în care să te supui, cum spune textul, la anumite înfrânări, dar nu la toate. Și uitați-vă cum se termină ultimul cuvânt, parcă n-ar fi vrut să fie în Biblie. Versetul 27 spune, lepădat. Textul acesta ne prezintă un pericol, și anume, există pericolul să alergi și să alergi degeaba, să pierzi premiul. Există pericolul să fii la jocurile de opte și să nu câștigi cu una care acolo se poate veșteji, dar la noi nu se poate veșteji. Există pericolul să îți înstrângi pumnul, să folosești strategiile de atac, dar să dai în vânt. Degeaba. Și cel mai dur pericol. După ce ai propovăduit altora, zice Sfântul Pavel, după ce ai cântat în fanfară, în cor, în grup coral, în grup, cu biserica împreună, Sfântul Pavel zice, dacă ar zice eu, ar fi mai ușor, dar Sfântul Pavel zice, eu însumi să fiu lepădat. Pavel, tu ai această idee, acest simțământ, că s-ar putea tocmai dumitale, tu, Marele Sfântul Pavel, care ai scris 14 epistole, care ai umblat pe mare, pe sub pământ, care nu ai avut mijloacele de transport de azi și a alergat peste tot, ai ajuns la un moment dat să fi lovit cu pietre, și să creadă oamenii din listra, din debre că te-au omorât și să plece de acolo crezând că ești mort. Și după ce n-ai mai auzit niciun sunet, te-ai ridicat și ai mers mai departe să predici Evanghelia. Există riscul ăsta, apostole, tocmai tu să fii lepădat. Mesajul acesta este un semnal de alarmă pentru mine, pentru dumneata, în egală măsură, pentru orice creștin care a intrat pe drumul lui Dumnezeu. Nu-ți rata premiul. Dumnezeu a creat în cer posibilități, Dumnezeu creează în cer circumstanțe, Dumnezeu în cerul lui are răsplăți. Cine crede că Domnul va răsplăti pe cel ce rămâne lângă el și până la final merge cu Domnul? Să zic amin, să zic că slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care se ține de cuvânt cum se cânta. Avem un Dumnezeu care a împlinit promisiunile de pe durata vieții noastre până acum și își va împlini promisiunea aceea care ne va duce în împărăția sa. Ajută-ne, Doamne, pe toți! Ajută-ne, Doamne, pe toți! Nu-ți rata premiul, în primul rând, nu-ți uita scopul. Apostolul Pavel spunea foarte clar, toți cei ce se luptă la jocuri de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta pentru ca să capete o culună care se poate veșteji. Versetul 26, eu deci alerg, nu ca unul care naști încotro, alerg. Luând imaginea unui atlet, Apostolul Pavel vrea să spună, atletul nu fuge pentru că vrea să se relaxeze. Nici măcar nu fuge pentru că vrea să slăbească. Atletul fluge pentru că vrea să treacă dincolo de linia de sosire și să fie primul. Dacă e o alergare de rezistență, să reziste până la final. Dacă e o alergare de viteză, să ajungă primul să treacă linia de sosire. Care-i scopul? De ce cineva lovește cu pumnul? Pentru că vrea să-l atace pe dușman. Vrea să fie mai tare decât dușmanul. De ce se în... așează oamenii aceștia la lupte, la jocurile de opște? Pentru că dacă nu-i omorât dușmanul, dușmanul omoară pe el. Care-i scopul? Scopul final este să se trece blinia de sosire. Scopul final este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Ne-am pornit pe drumul acesta al credinței pentru că vrem să ajungem cu Domnul Isus Hristos. Vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. E cineva aici care vrea să spună, Doamne, ajută-ne? Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Vrem să ajungem lângă Dumnezeu Tatăl, lângă Domnul Isus Hristos Dumnezeul, lângă Duhul Sfânt Dumnezeu. N-am pornit în lumea asta pe drumul credinței doar să facem poze când ne-am botezat. N-am pornit pe drumul credinței doar să fim mai moral, mai etici, mai buni, mai deosebiți față de ceilalți oameni din societatea aceasta. Noi am pornit în alergarea aceasta spre cer pentru că vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Vrem să ajungem împreună cu Sfinții care au mers înaintea noastră. Vrem să ajungem cu Domnul Isus Hristos în primul rând. Cine vrea asta să zică amin. Aliluia lui Dumnezeu! Scopul nostru e cerul. Există pericolul ca în timp ce se aleargă, cum se spunea deja, să fie omul atras de lucruri pieritoare, de lucruri tangibile și trecătoare, de lucruri care se văd cu ochiul liber și par a fi extrem de atrăgătoare, strălucitoare chiar, ofertante. Îți promit mult. Sunt oameni care pentru lucrurile acestui pământ intră în certuri intră în scandaluri. De fiecare dată când aud un caz de felul ăsta, știți ce mă gândesc? Oare care dintre cei doi care se ceartă pentru un teren, pentru câțiva metri pătrați, o să-l ducă în rai? Care îl pune în sicriu? A trecut un an de un bărbat de aici, din Cluj-Napoca, care s-a luptat ani întregi, dacă nu peste zeci de ani, prin tribunale, pentru să pună bani pe mâna pe terenuri o gripă banală, au zis spitalele din București. În două săptămâni l-au pus jos. Înainte să fie bolnav, l-am întâlnit aici, vis-a-vis, -vis de cătrea bisericii. A parcat mașina, nu contează ce mașină avea, dar nu era una slabă, că avea tot ce îi trebuie. Îmi s-a ținta. L am uitat în ochii lui și a zis prenumele și apoi am spus, te rog frumos, caută o biserică din Cluj-Napoca. Oprește-te și chiar dacă o să stai pe ultimul rând de la balcon sau pe ultimul rând din sală, oriunde ai fi, du-te la biserica aceea. Nu te duce pentru interes. Dacă te primește sau nu, un membru nu mai contează. Du-te să nu pratezi premiu. Să nu pierzi raiul. Atât de trist am fost când am auzit că am murit la 49 de ani. Bărdebat care avea business, care avea tot ce trebuie care dădea în cap din perspectivă figurată la toți oamenii, ca să calce pe cadavre să ajungă el în față, pentru că a uitat care e scopul vieții lui. A uitat că scopul vieții lui e cerul. Că Dumnezeu l-a chemat la mântuire, nu pentru a câștiga pământul, nu pentru a fi mai important pe pământ, ci pentru a fi în prezența lui Dumnezeu, unde este cel mai important, Iisus. Știți ce am fost trist? Am primit poza cu el în sicriu. Și am dat zoom pe poză, să mă uit atent dacă îi are printre degete nisip pământ. Știți că era foarte curat cu l-a bine? Și am zis, ei, ei, de ce te-ai luptat atâția ani pentru pământ? Pentru lucrurile de pe pământ. Există un moment în care satan aduce scenarii în viața noastră, aduce circumstanțe, aduce contexte, aduce presiuni, aduce situații de așa manieră în care să ne spună e important să rezolvi problema acum. Acum să rezolvi problema? Acum să-ți faci dreptate? Acum să-i arăți că tu ai dreptate? Acum să-i dai replica? Acum să fii tu cel care ai ultimul cuvânt? Și oamenii încep să se certe pentru lucruri slabe, pentru lucruri pieritoare. Pentru lucruri care n-au valoare. Dacă ar avea un moment, cinci minute, să se retragă într-un spațiu în care să iasă din propriul lor context, să, 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 să înceapă să se gândească că n-ar fi ei acolo și să analizeze ce pierd din perspectiva cerului. Se merită acea pierdere. Oamenii care renunță la pacea din căminul lor, pentru lucru de pe pământ. Și frații slujitori întâlnim suficiente cazuri ca să vă reamintim tuturor. Nu vă pierdeți pacea căminului pentru lucruri de pe pământ, pentru păreri, cine are dreptate. Mă rog lui Dumnezeu prezența Lui să fie arătată în dreptul fiecăruia dintre noi. Duhul lui Dumnezeu să intre în cercetarea vieților noastre. Nu-ți rata premiul? Vine o zi în care se trage linia liniilor. Vine un moment în care există o linie de sosire. Dacă n-ai trecut dincolo, ai ratat premiul. Și cel mai probabil ai ratat raiul. Când Sfântul Bavel zice să nu fiu lepădat, se teme și zice să nu cumva să pierd raiul. Să nu fiu lepădat și să nu fiu șters din cartea pe care ai scris-o tu, zice omul Dumnezeu David după ce a comis păcatul nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dar David, rămâi cu palatul, rămâi cu importanța, rămâi, rămâi cu numele, rămâi cu ai tăi. Nu mă interesează. Un singur lucru mă interesează, Sfântul Pavel, Sfântul David zice, nu mă lepăda de la fața ta. Nu vreau să ratez cerul. Nu vreau să ratez premiul. Ori de câte ori diavolul aduce circunstanțe care să ne preseze, care să ne aducă gânduri, cum să ne facem noi dreptate, cum să le arătăm noi oamenilor că suntem curați când ei ne calomnează, când vrem noi, 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 noi să demonstrăm, noi să facem ceva, să ne oprim puțin și să nu uităm, noi nu trăim pentru pământul acesta. Noi suntem pe pământ, dar nu de pe pământ. Noi suntem din împărăția lui Dumnezeu. Noi nu plecăm înspre niciunde, noi venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Noi venim în prezența lui Dumnezeu la închinare și de fiecare dată trebuie să ne reactivăm mintea, indiferent prin ce trecem, dacă parcurgem momente, vremuri de nedreptate, să nu ne facem singuri dreptate, să nu încercăm noi să facem dreptatea, să lăsăm pe Dumnezeu, să intervină Dumnezeu, să se apere Dumnezeu, să facă Dumnezeu lucrarea sa. Amin, slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Nu-ți rata premiu în primul rând. Nu uita scopul pentru care trăiești în lumea asta. Să nu uiți scopul pentru care sunt în lumea aceasta. Să nu uit scopul pentru care i-am predat viața Domnului Isus Hristos. Să nu uit că am intrat într-un baptistier și am mărturisit credința Domnului Isus și am promis în văzul celor prezenți, vizibili și invizibili, am zis că voi merge cu Domnul Isus până la moarte. Indiferent ce se întâmplă în lumea asta, indiferent ce bariere mi se ridică, indiferent cât de mulți dușmani voi avea, nu voi rata cerul. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi! Să nu uităm scopul pentru care... Suntem lumeați. În al doilea rând, să fim atenți la strategii. Toți cei ce se luptă în jocurile de opte se supun la tot felul de înfrânări. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt un Deci e foarte important când ne gândim la strategiile care le utilizăm, întotdeauna să ne asigurăm că strategiile noastre sunt scripturale, sunt biblice. Și și-a zis Domnul Iisus Hristos, dacă debate bate cineva cu mâna peste obraz, știți care este sensul expresiei de acolo? Asta înseamnă că cineva stă în fața lui și cu dreapta îi da așa una, pac, cu dosul, are viteză mai mare dacă te bate cu mâna dreaptă peste obraz, tu întoarcei și celălalt obraz. Păi bă, frate, dar... cum chiar se întorc obrazul? Iubiți-vă vrăjmașii, binecuvântați-i pe cei ce vă blează mă. Faceți-le bine oamenilor care se comportă urât cu voi. dă de mâncare dacă este foame, dacă este oameni, dacă nu-i foame, degeaba îi dai. Cui? Cui? Frăjmașului tău? Păi, dar prietenul meu numai că-i dau de mâncare. Da, să revim ceva, undeva. Dar dușmanului meu se i dau de mâncare. Ce strategiile iubirii. Uitați-vă la un bărbat, 30 de ani aproximativ, numele lui este Isus, care pe oriunde amează, a mers, am împărțit dragoste. De foarte multe ori mă la el și mă uimesc, mă mir, mă șochez. Mă văd așa de mic că eu nu pot să fac la fel ca Iisus. Se strige mulțimile că lucrează cu Belzebut, cu Domnul Dracilor. Și el se pune întrebări doar despre dacă lucrezi cu Domnul dracilor, cum descot Dracii. Că Dracii nu se scot pe ei, nu? Se camuflează, adică se stabilizează. Dacă o luptă o împărăție împotriva ei, se va dezbina, zice Iisus. Răspunde așa lin, liniștit, echilibrat. Vin oamenii și spun, nu-mi răspunzi mie, zice unul dintre marii preoți. Nu știi că am putere să te omor sau să te scap? Și Iisus zice numai atât, da. Tu nu știi că aș putea să rău pe tatăl meu. Și imediat mi-ar da 12 legiuni de îngeri și praf ați fi toți. Dar nu uitați că am venit pe pământ să învăț limbajul iubirii. Am venit să mă cheltui pentru voi. Am venit să mă întorc pe pământ, am venit din cer și din dimensiune umană, din dimensiunile voastre, din aceste limite pe care le aveți voi. M-am autolimitat, m-am îmbrăcat cu o haină de rob, m-am făcut asemenea oameni, dar m-am transformat într-un sclav de așa maniere încât m-am lăsat crucificat. Am fost ascultător de Tatăl și ascultător până la moarte de cruce. Slăviți să fie Domnul Isus. Slăviți să fie Domnul Isus. Să ai capacitatea aceasta să poți să-ți faci dreptate. Să ai capacitatea să ai dreptate. Să ai capacitatea să ai replică. Și pentru că tu respecti Biblia să taci. Să taci. N-auzi cu ce te învinuiesc aceștia striga la un moment dat mare preot către Isus Hristos? n auzi că oamenii ăștia nici măcar nu s-au înțeles între ei și nu au logică în mărturiile lor care sunt atât de mincinoase încât devin ridicole. Unul zice într-un fel și după ce vine celălalt se contrazic între ei. Nu zici nimic la ce zic aceștia? Acolo se două cuvinte. Biblia zice Iisus, tăcea. Să taci în fața acuzatorilor, Să-l simți pe Iuda cum îi sună arginți în buzunare. Și să ai atâta dragoste încât să-l îmbrățișezi. Și în ultimul moment, când are în spatele lui apros cu făclii și cu ciomege, să-i transmiți un cuvânt care e ultima lui șansă, bargă. Prietene, te comporți ca un dușman al meu, zice Iisus Hristos, ca om. Dar nu uita, eu sunt prietenul tău. Am venit din iubire să trăiesc în lumea aceasta și vreau să și mor din iubire. Strategii scripturale. Totdeauna să ne întrebăm dacă ceea ce facem este biblic sau nu. Întotdeauna să citim scriptura, să iubim Biblia. Am întâlnit recent un om care mi-a spus că în 55 de zile a citit tot Vechiul Testament, acum recent. I-am zis felicitări. Cu astfel de comportamente să știți că lucrează Dumnezeu. Să știți că aceste strategii sunt 100% binecuvântătoare. Slăviți să fie Domnul. Cine vrea să-L depășească? Să citească în 50 de zile. Asta e da alergare, nu? Este oameni care postez de trei ori pe săptămână. Eu nu vă provoc la niciun lucru. Să vreau să vă spun că strategiile trebuie să fie scripturale. Să citim Biblia. Noi nu putem cunoaște Biblia dacă nu o citim. Noi nu putem trăi Biblia dacă nu o citim. Să ai timp de rugăciune personală. Sunt oameni care se treziți ziua și noaptea să se roage, știți? Și Dumnezeu îi trezește ca să se roage pentru cineva. Recent era o persoană care trecea printr-o situație dificilă și Duhul Sfânt a trezit o altă persoană. Un bărbat trecea printr-o situație dificilă și Duhul Sfânt a trezit un alt bărbat pe la 3-4 dimineața și a zis, te rogi pentru el. Te rogi pentru el. S-a dat maraton. Care are curajul să se trezească mai des noaptea, când confortul e extraordinar. Dar pentru asta trebuie să folosim strategii biblice. Ce face un alergător? În timp ce alergă, nu e așa că își un echipament? Trebuie să fim echipați. Cu ce să fim echipați? Cu rugăciune? Cu Biblie citită? cu timp de post, cu stat înaintea lui Dumnezeu, Cu, spunea fratele Samuel, cu vizitarea unor oameni care nu mai au speranță, vezi un om în drum care nu mai are nicio viitor, spune -i ceva despre Iisus Hristos. Spune -i că pe dealul Golgotei a murit cineva pentru el, cineva și-a dat ultima picătură de sânge ca să salveze. Nu fugi întreagă, ai timp, stai la semafor, nu cu cine să vorbești, stai într-un context în care aștept să plătească cineva, spune ceva despre Isus Hristos. Folosește timpul pentru gloria Domnului. Când aleargă un om, un atlet, pe lângă faptul că are un echipament, se debarasează de orice lucru care este inutil. Ați văzut oameni care aleargă cu un sac de 50 de kg în spate? Pe păi trebuie să... Cum? Are echipament, e echipat, echipat, da? Și după ce e echipat, este foarte atent să se scuture de lucrurile inutile. Ai lucruri inutile în viață? Debarasează-te de ele. Scoate lucrurile care nu te zidesc. Renunță la lucrurile care nu te crezi spiritual. De exemplu, te sună cineva și spune, auzi de cutare. Și tu îți spui, îmi pare foarte rău, n-am timp pentru asta. Nu mă interesează. N-am nicio responsabilitate, nici măcar nu știu exact ce vârstare, nu știu exact ce responsabilitate are persoana aceea, nu-i pentru mine, nu-i rolul meu, îmi închid gura, atac din gură. Dacă vrei să vorbești ceva care mă zidește, care mă crește spiritual, spunem, dacă nu, nu mă interesează. Nu-i problema mea, N-am văzut, n-am auzit, nu zic cu vorbele mele. Amin? Amin? Dacă n-am văzut și n-am auzit, înseamnă că n-am fost martor ocular și încă înseamnă că dau cu părerea și cel mai probabil o să intru într-o discuție care se transformă în bârfă, care e păcat. Vedeți cumva un om care e atlet și aleargă și el se uită prin stânga, se vadă ce zice cu tare, care zice, fugi, fugi, fugi. Este unii care îi huiduiesc și spun, nu mai fugi, să pierzi. Îl interesează? Nu-i pas. De ce? Nu despre el ai vorba care stă în tribună. E vorba de premiul lui. Are alt interes. Nu-l interesează de părerile oamenilor. De foarte multe ori oamenii greșesc și comit păcate pentru că sunt interesați de ce zic oamenii. Oameni buni, ce este important în primul rând e ce zice cartea asta. E ce zice cartea asta. Cine crede că amin să zică amin. E ce zice Dumnezeu prin carte și ce spune Dumnezeu personal. Lăudați să fie în numele Domnului. Utilizează strategiile corecte. Strategiile dumitale și ale mele în timp ce alergi pe cer trebuie să fie biblice, scripturale. Trebuie să mă scot afară și să scot afară din viața mea lucrurile inutile. Stabilește exact care e momentul în care trebuie să alergi. Știți care sunt cei mai mulți care pierd ajungerea la linia de susire cu bine? Sunt oamenii care pierd statul. Nu pornezi odată. Nu pornești, când trebuie. Pierd o secunde. s-a dus tot. Este un timp în care trebuie să lupți. Este un timp care trebuie să te rogi ca tată pentru copiii tăi. Este un timp care trebuie să te rogi ca mamă pentru nepoții tăi, pentru ca bunică, pentru cei din jurul tău. Există un timp care trebuie să intervii. Este un timp care trebuie să intri în post și rugăciune. Nu intra prea târziu, după două săptămâni prea târziu. stabilește timp, timpul exact. Să strategie. Să realizezi că acum e momentul, acum e vremea ta, acum e timpul când cineva dă cu pumnul. Când dă? Exact când din momentul, dacă dă după câteva milisecunde praf, poate fi jos găsit. Va fi învins. Nu poți să stai să te gândești. Lasă că o să dau când vreau, lasă că mă relaxez acum și când îmi vine vremea vrea că am eu chef? Nu. Strategiile trebuie să fie scripturale. Trebuie să scoți lucrurile care sunt inutile și trebuie să stabilești care e momentul pentru a acționa. Știți că acum e vremea să ne rugăm? Să ne rugăm, spun o cântare acum, cât se mai poate. Știți că acum mai vremea să îmbulzim bisericile și să fie arhipline? pline? Știți că acum mai vremea să derulăm campanii de evangelizare și campanii de post și rugăciune? Știți că acum mai timpul în familiile noastre să ne întoarcem la scriptură, să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne intereseze cărarea dreaptă și mijlocul cărărilor neprionirii, să luptăm pentru Evanghelie, să stăm la dispoziția Domnului, să stăm lângă Dumnezeu cu orice preț, indiferent cât de greu va fi uneori. Nu ți rata premiu. E prea scump raiu. E prea măresc premul pe care vrea să ne-l dea Hristos. E prea splendid Domnul nostru. Domnul nostru, drag Iisus Hristos, ca să nu ne întâlnim cu El. Și știu că o să ne întâlnim. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Aleluia, Domnului Iisus. În al treilea rând, stăpânește-te. Mă port aspru cu trupul meu. Și îl țin în stăpânire. Înainte să se comunize primul omor, înainte să se deruleze prima campanie de ură până la sânge, înainte să existe o lovitură între doi frați, care unul dintre ei l-a omorât pe celălalt, între primii doi băieți din istoria lumii, a existat o concurență nebiblică. Creșită. Și ce a făcut Dumnezeu în Geneza capitolul 4, cu versetul 7? Știți cum a reacționat Dumnezeu? S-a dus așa parcă într-o discuție privată la Cain și a pus o întrebare de logică. Nu e așa că dacă faci bine, vei fi bine primit. Și acum începe atenționare. El încă nu făcuse nimic rău. Doar se supărase că n-a primit Dumnezeu jertfa lui. Dar dacă faci rău, păcatul pândește unde? El nu stă departe de ușă. Păcatul stă în spațiu, în dimensiunea unde poate să intre instant. Se uită pe gaura okay, chei, dacă îmi permiteți actualizarea. Se uită pe vizor, se uită în loc unde poate să prindă ceva care să fie vulnerabil în viața ta. Pântește la ușă. Nu așteaptă să-l inviți, nu așteaptă să, inviți, -așteaptă să spună, te rog frumos să intri, hai că îți fac o masă specială, nu? Pântește. Pântește la ușă. Dorința lui se unește cu pofta ta. Știți că Sfântul Apostol Iacov zice, nimeni să nu zică că nu este ispitit, că l-a ispitit Dumnezeu. Și fiecare este ispitit când este atras, de cine? De pofta lui. Are un aliat pe teren propriu, în trupul lui. De pofta lui însuși și momit. Odată ce a fost momit, când păcatul s-a înfăptuit, mai întâi a fost a -a zămislit, apoi s-a înfăptuit. Și păcatul a înfăptuit aduce ce? Moartea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului mai departe lui Cain dorința lui se ține după tine, dar tu, fără să spuneți cu voce tare, nu vă aud, să-l stăpânești. Cum să-l stăpânesc, frate? Cum să-l stăpânesc? că e păcat. Pe în primul rând ia viața ta în fiecare dimineață și spune Doamne, eu sunt aici la dispoziția ta. Am încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos. Am intrat pe drumul lui Dumnezeu. I-am promis că e din cioșie. Eu o să mă duc doar cu Dumnezeu eu voi sta lângă Dumnezeu. Doamne, mă așez din nou și din nou sub stăpânirea Ta. Tu ești Domnul vieții mele. Tu îmi conduci viața. Tu mă stăpânești. Mă așez sub autoritatea Ta. Tu ești pe tronul vieții mele. Instaurează-L în fiecare dimineață. De fiecare dată când vine un atac din partea acelui rău pe Iisus Hristos pe tron. spune Domnul meu este Iisus. Domnul meu îmi conduce viața mea. Dar mai apoi ai mare grijă. Stabilește-ți vulnerabilitățile. Și ce zicea la un moment dat David în Psalmul 19? Ascultă ce spune el. Eu am o vulnerabilitate, spune David. Era sincer, nu că n-ar fi avut-o și alții. Chiar noi, chiar eu, nu-i problemă. cine cunoaște greșelile? Psalmul 19 cu 12, făcute din neștiință. Și ascultă ce spune omului Dumnezeu. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de. Mândrie, de ce? Ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără priană, nevinovat de păcate mari. Este un moment în care zice David, există acea prosperitate, acel succes de care am parte, îmi merg lucrurile bine și imediat la nivelul minții mele vine gândul de mândrie. Dacă îi dau voie, se instalează. Dacă se instalează, nu mai gândesc eu, gândește arogantul din mine. Gândește mândria din mine. Nu mai au decizii singuri. După 5 minute mă întorc și zic, eu am făcut asta. Cum se poate un acasă? Da, m-a stăpânit mândria. Ascultați și spune în cartea Proverbe, foarte important pentru fiecare dintre noi. Proverbe 29, cu 11, nebunul își arată toată patima când se supără, când se enervează, când da, când jese din fire, cum zicem noi români. Ascultați și spune versetul mai departe, dar înțeleptul o stăpânește. Ne-am întâlnit cu Isus Hristos. I-am promis lui Dumnezeu că o să mergem pe drumul lui toată viața. Ne-a promis că din ciorșie. I-am așezat mâna noastră în mâna lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este cu noi 24 din 24 de ore. Cine recunoaște asta? Slăviți să fie numele lui. El ne-a promis că ne va duce cu bine dincolo. Să trecem dincolo, a zis, ucenicilor. Au trecut cu bine chiar dacă a venit furtuna. Și au ajuns dincolo de partea cealaltă și au fost biruitori. Dar nu uitați, ca să nu ratăm premiul să nu ne uităm scopul. Să nu cumva să nu cumva să folosim strategii nebiblice. Să nu cumva să ținem cu noi lucruri inutile, să le dăm la o parte, să ne înțelegem vremea și timpul și să ne stăpânim. Și că nu mai putem noi să-L cerem pe Domnul Isus. Și când nu-ți merge viața, intră într-o zi de post. Am un prieten care zice când trece printr-un greu, așa intru într-un post, frate, care... Foarte bine. Intră în post până când viața ta merge bine. Nu merge cu o zi, mai auzi. Nu merge cu două, mai are una. Până când te oprește? Când te poți stăpâni. Dar bineînțeles că nu trebuie să le zilele consecutive. Nicio problemă. De fiecare dată când vine ispita, postește, roagă-te, citește Biblia, încredințează-ți viața mâna lui Dumnezeu. Și ascultă-mă ce spune Domnul. El va sfârși tot ce a început cu noi.